Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profonani. Ne aflăm în magazia de lucru. De ce mi-am propus să fac acest filmuleț? Pentru că am anunțat că fac restructurări, că vând o parte din utilaj și tot am primit telefoane și am spus, domnule, să vindeți, dar spuneți și nouă ce vindeți. Ce înseamnă utilaj apicol? Păi, utilaj apicol înseamnă lăzi, rame și tot ceea ce vedeți aici, caturi, etc., etc. Așa că încerc acum să trec în revistă așa și cum a evoluat biostupul. De la... Am lucrat la vagoane, vă spuneam mai înainte, când câțiva ani buni am lucrat la vagoane. Aveam 3 vagoane la un moment dat. Și ca de fiecare dată, muncă de nu se știe. Apicultorii știu despre ce e vorba. Deci se muncește foarte, foarte mult în apicultură. Nu se bate din palmi și deodată găsim curgimiere așa pe rampa de zbor. Astea sunt lăzile care am lucrat la un vagon. Lucram cu lăzi de modelul acesta de 14 rame. Deci, astea sunt lăzile. Cum observați, lăzile în vagoane sunt perfecte, pentru că nu sunt utilizate, nu sunt, au stat în ploaie, nu nimic, deci sunt și sunt făcute cu vreo 2 ani înainte de a le da jos. În 2011 am pus biostupul pe vagon, adică am renunțat la vagon și am trecut la biostup. Lăzile așa arătau. Deci aveam lada cu 2 rampe de zbor, vedeți așa, și cu cat 3 sferturi. De fapt, trebuie să fiu corect și să vă spun că am avut caturile de jumătate. Dar așa mi-a venit mie, deci cat de jumătate. Haideți să vedem dacă se vede, să vedem cam întârziat și supravede bine. Deci catul de jumătate, cum observați. Și am mai pus o ramă, de la făcut 3 sferturi. Și am mers cu rame 3 sferturi. Aveam spațiu acolo în grilaj, în rafelul acela de stupi. Și i-am mai pus eu, de-am făcut rame 3 sferturi. Am mărit spațiu într-un fel. Eu am luat vagonul la cineva, el era gândit cu cat de jumătate, încât rama pe care o ridica de jumătate era suficient spațiu ca să o poată mișca fără să tragă stupul de pe poziție. Cam așa am văzut eu, da? Și odată ce lua catul, când era mai gol, se înțelege, îndată urma să umble în cuib fără să tragă stupul așa, imaginez, fără să tragă stupul de pe poziție. Da, asta era varianta apicultorului acela de care, la care am luat eu stupul. Acum, lada asta, numai lada, cum o vedeți, de 14 rame, posibilitatea de a pune pentru iernat o diafragmă, cum vedeți și, să încercați să puteți ierna 2, 17 pe parte, 7 pe parte, ierează foarte, foarte bine. 7 rame pe parte, 7 pe parte. 2 în urmă. Eu iernam așa la acolo și era un lucru minunat. De fapt, vedeți filmele acelea când am trezit, făceam primăvara, erau full de albină. Dacă e numai lada de jos, 40 de lei. Deci lada asta de jos, observați că e perfect, nu e putred, nu a bătut apa sau știu ce să fie. Deci e perfect lada, doar 2 ani a stat albina în ea. Dacă punem și catul ăsta, facem încă 15 lei,
Deci facem 55 și dacă punem și rame, 9 rame în cap, de tipul acesta, la 3 serturi, am și ramele. Hai să zicem că 9 lei, 10 lei, deci am zis 55-65 de lei. Asta ar fi prețul la... Sigur că trebuie capac și cu asta s-a terminat. El poate fi, dacă mă gândesc la vagon, poate fi pus și pe partea asta, că eu l-am avut și așa pus, la un alt vagon care era Rastelul, și am dat rampă de zbor și aici. Vedeți? Am spart și în partea asta, încât putea fi pus și în pat cald. Deci, dragilor, cât privește la lădița asta, am zis 40 de lei lada de jos, da? Cu două rampe de zbor, care poate fi pus și în pat cald dacă este vagon. 15 lei e această ramă, care catul ăsta de 3 sferturi. Atenție, dacă vreți să-l transformați în jumătate, faceți mersul invers. Luați rama asta și aveți cat de jumătate, cum era înainte. Da? Depinde cum aveți interesul să lucrați. Ori cu rame 3 sferturi, ori cu rame jumătate. Dacă aveți model de rame jumătate peste tot, înseamnă că așa puteți lucra. Ei, și acum mă duc la primul biostup făcut, primul biostup, și cum a fost asta. Deci avem undeva într-un vagon lăzile acestea, care erau 12 pe 12. Asta le-am făcut în 95, lăzile astea. Deci 12 pe 12. Erau de 3 grosime. Așa. Și a fost momentul acela când eu eram înnebunit, pierdusem un vagon datorită Varoa, în sfârșit am povestit-o deseori asta, și vreau neapărat ca la, să găsesc o idee și rama cleditoare să nu mai am acolo. Și atunci, plângând eu pe lângă lada asta pătrată, de 12 pe 12 rame, ei bine, plângând, și am zis, cum să fac eu să iau eu și iau o parte de asta și să devină rama cleditoare, să o pun în afara stupului, că s-o pot lua oricând. Și atunci am spart, dragilor, peretele astea. Deci un perete l-am luat, am dat deoparte, am construit grila asta, cum și observați. Din ce am făcut atunci, la prima vedere, prima citire, am făcut-o din rame, din părți laterale ale unei rame. Da? Și am lăsat numai fanta aceea de 12, 6 pe o parte, 6 pe o parte, le-am pus unul lângă alta și iată cum a ieșit grila asta. Ca să corespundă spațiu, știți bine toată povestea asta. Gât albina streagă dincolo și rama clăditoare să o pun aici. Și așa a apărut ideea ca rama clăditoare să părăsească, deci să părăsească stupul. Ei, în clipa în care mi-am propus să fac asta, ce am făcut cu fundul? Exact asta de aici, iată care a fost. Am luat-o din partea asta, unde am pus grila. Da? Iată, voi vedeți acum foarte bine cum am luat-o. Este aceeași care am dus-o la spate. Iar din fundul stupului am transformat în fund antivaroa. Deci fundul stupului, lemnul, scândura de pe fundul stupului, am dat-o în două și am făcut, dragilor, așa ceva. Ei, muncă, nu glumă. Deci am făcut așa ceva și le-am îmbinat aici, dacă observați, nu sunt puse scândurile una în alta, și le-am îmbinat aici, am muncit, am gândit într-un fel. Deci am prelungit stupul, haideți să vedem așa, iar în partea asta am pus în pat cald, nu? Răzunăreală. Și așa a apărut biostupul. Sigur că am gândit aici și fundul antivaroa cu sertarașul ăsta.
iarăși ca și o idee, nu am pus o simplă tablă, cum de fapt se obișnuiește, ci am făcut un sertar efectiv, așa, care culisează, care... Asta era prima variantă de biostup, da? Da, uitați, asta era. Și așa a apărut primul biostup din stupul acela care era de 12 pe 12 pe vagon, l-am transformat în biostup. Am făcut aici două rampe de zbor, cum știți voi, una aici, una în partea alta, de fapt trei rampe de zbor. Da? Și celălalt în spate. Este forma, dacă vreți, inițială a biostupului în varianta aceea care am gândit-o eu atunci. Frământat, nu dormeam nopțile. Ce era pe capul meu, Doamne, Doamne? Ca să pui la punct, să vezi cum faci, ce faci, în sfârșit. Ăsta a fost primul biostup făcut. Prima versiune mai, după biostupul acesta, prima versiune a fost asta, făcută de Constanța. Dar modelul era acesta de aici. Bine, după ce ne-am executat pe astea, m-am dus și eu la un tâmplar, după ce am făcut așa primitiv chestia asta, m-am dus la un tâmplar și după ideile astea care le aveam, am executat unul aproximativ la fel ca ăsta. Și ăsta a fost prezentat peste tot în, la târguri, la Picole, de la Ilfo, de pe la, unde n-am mers, Urziceni, de pe la, în sfârșit, până Târgu Mureș, Constanța. Și la Constanța a fost momentul când cel la Constanța m-a abordat și am stat de vorbă, a venit la mine și am pornit prima variantă în serie de biostupi. Cu colectoarele de polen, cu toată povestea, voi o știți, că se încadrează perfect, s-au respectat dimensiunile. Mai târziu, când Viorel a venit cu colectoarele de polen făcute tot, după șablonul ăsta. Ei, dragilor, iată forma, să spunem, avansată a biostupului, executat de către un profesionist, un meșter, da? În partea asta. Acum, așa arată, deci 6 rame aici, 6 în partea cealaltă și doar 5 aici. Deci mergem pe 5 rame și cu jumătate de cat aici sus, cu jumătate de roiniță, apoi catul 3 sferturi, cum mergeam. De ce cat 3 sferturi? Că eu aveam în minte doar varianta asta cu de la vagon cu 3 sferturi, caturi 3 sferturi și cum lucrasem așa, nu m-am gândit la jumătăți. Deci la cat 3 sferturi. Că fusese cat jumătate, dar observați, l-am înălțat și am ajuns la până în rama aceea, la cat 3 sferturi. Ei, după varianta de la Constanța, a urmat varianta lui Viorel, care finisează, reușește, asta e în 2011, dragilor, construit biostupul ăsta. Și fiindcă am zis, lada asta, vedeți că am mai multe lăzi din varianta aceea, am pus 60 de lăzi, cât erau pe vagon, dar am tot irosit, l-am tot. Din, ducându-le după mine atâția ani de zile, le-am am mai vândut o parte din ele, e drept. Când am vândut, am vândut cu 100 de lei biostupul acesta în forma asta. Dar acum am să-l dau cu 80 de lei. Avem capaci aici, avem deci fundan de varoa, capacele, capac propriu al ei. Deci nu e vorba de să mai faceți voi capaci, pentru că asta așa a fost gândit. Da? Ia să vedem. Asta este capacul. Deci aici cu totul capac, 80 de lei va fi varianta asta, prima variantă de biostup. Deci fundat de varoa, grila și, cum vedeți, cu colectar de polen, cu toată povestea. Varianta asta de la Constanța, 100 de lei. Este mai finisată, mai
mai bine așezată, da? E varianta lui Viorel, vă spuneam, care este, nu, se vede finisajul, vede altă calitate la lucru, o mână, da, cu adevărat. Viorel, veți vedea cum de la etapă la alta a dus biostupul la, să spun, la un nivel de execuții deosebit, deosebit. Așa că asta, lada de aici, asta a făcută de Viorel în 2011, prima, să spun, serie pe care a executat-o el și a cărui și comanda am făcut-o eu. De fapt, Vlaicu, când și-a făcut avionul, nu, n-a făcut pentru altcineva, ci pentru ea. Așa și eu am cerut Viorel să-mi fac o serie de vreo, nu știu, 40 ceva de lăzi. Cam așa îmi amintesc atunci. Și am făcut, mi-a executat prima comandă. Așa, dragi, mergem mai departe și avem acum varianta pastoral. Da? Deci biostupul pastoral, care are în spate grila aceea și de acolo doar două rame. Deci rama clăditoare poate să fie, dar cu două rame în spate. Poate să fie făcut cu două, cu trei, dar noi am gândit cu două rame pentru că punem aici diafragma aceea, da? Diafragma, și doar o singură ramă creștem o marcă aici, împerechem o marcă. La fel și în roița deasupra se poate împerechea o marcă. Deci, tot așa funda de varoa, toată povestea care o știți și voi, colectăm polenul în... A, polenul în sertarașile astea, n-am mai șters, așa că le lăsăm așa. Deci, asta e varoa. Biostupul ăsta la Viorel, când e cu tot, cu caturi, cu tot, cu roinițe, așa, nu știu câte, îl vedeți voi pe internet, dar de asta nu am prea, nu am la vânzare vreo trei. Parcă așa, una, două, trei. Așa mi-am amintesc. Și să zic să fie la 300 cu tot, cu caturi. Colectoarele polen, deci tot ce vedeți, așa în varianta asta, da? La 300, biostupul pastoral. Și acum ne ducem la varianta, ultima variantă, executată de Viorel, pentru staționar, da? Pentru staționar, dragilor, și care a fost gândit de Viorel și pentru vagon. Deci acesta este modelul vagon. De ce? Pentru că nu mai avem lateral. N-ai cum să scoți albina în lateral, nu? În vagon. Și atunci albina din spate, cum să putem scoate? Ei, aici este momentul cel mai frumos, când tot am analizat cu Viorel cum să facem. Scoatem albina din buzunărel în timpul verii. Cum o scoatem? Iată așa, dragilor. Deci cei care au vagoane, pare rău, Viorel, că toată vara n-am găsit timp să fac prezentarea, abia acum fac. Odată cu asta prezint și biostupul, varianta pastoral. Deci, dragilor, albina pe aici o scoatem. Deci există un canal de scurgere a albinei. Pleacă din spate. Și, sigur, aici funcție de cât spațiu ai tu un vagon. Asta e varianta care e și cu 5 rame aici și rama creditoare pusă. Iată noutatea, sigur că merită asta să o remarcăm. Am făcut un pas în mult, foarte important, de fapt, în biologie, pentru biostup, pentru că, iată, Viorel a realizat... această diafragmă cu două ochiuri, care știți voi bine ce rol are, plastic, da, și toate diafragme, cele trei diafragme acum sunt din plastic, dragilor. Da, deci suntem în etapa avansată,
aveam o problemă destul de grea asta cu diafragmele din polistiren, din peleu de asta, dar acum s-a făcut efortul și adevărat a reușit performanța pentru miros. Și am spus lui Viorel, nici nu mai trebuie să le mai spună, poate să lasă mirosul tot timpul desfăcut. Nu știu dacă mai trebuie să pună și capacele acestea la ochiuri, la pentru miros. Pentru Neman, de stânga-dreapta, iată, sunt făcute și aceste fante de trecere. Și spunem noi că acum acest neajuns pe care îl aveam, pentru că se întâmplați de terori, erau destul de repede și era o problemă complicată, acest neajuns a fost eliminat, a fost rezolvat. Spuneam că albina din spate este strecurată în față prin canalul acesta de scurgere. Cum observați, partea care este din lemn, pus acolo deasupra. De ce din lemn? De ce n-a lăsat plasă peste toată suprafața? Pentru următorul motiv, că albina caută să intre, văzând ochiurile acelea, când intră acolo la început, caută repede să treacă prin se intre în stup și atunci bate foarte mult în plasă. Făcând chestia asta, albina nu mai face acest lucru. Ea se duce prin canalul acesta de scurgere și va ieși aici. Și tot așa foarte bine merge. Acum, dacă aici s-a populat foarte bine, suntem cu vagonul la câmp, lucrăm, s-a populat, n-avem ce face cu albina aceea și atunci, ca să o împingem în familia de bază, da, să împingem familia de bază, deschidem și rampa de zbor de aici. Da, deschidem rampa de zbor de aici și o parte din albină călătoare va veni și va trece aici. Și în felul ăsta ajutăm, practic, cu albină călătoare familia de bază. Deci, vedeți, sunt vecine rampele de zbor și albina, o parte din ea va pica aici și se mărește efectivul, să zic așa. Deci, reținem un lucru, că varianta aceasta, varianta pastoral, este pusă la punct, este timpul să ajungă la voi și cei care aveți vagoane vă puteți bucura de rolul pe care îl are, să spunem, familia ajutătoare de aici din spate. Da, ea stă pe 5-6 rame. Sigur, împerecherea măcii de aici nu se pune problema să se facă. Când dăm drumul aici, la partea asta, când suntem în cules, știți bine, albina călătoare care vine încărcată, nu are importanță unde se duce, ea este primită foarte bine. Pe când albina, dacă suntem într-o altă perioadă, atunci nu-i prea indicat, pentru că albina care intră aici s-ar putea să ne creeze o problemă. Da? Noi cu vagonul ne deplasăm la o floare la altă, la un moment la celălalt și suntem continuu în cules. Rar sunt situații când suntem în gol. Și atunci veți vedea, merge foarte, foarte bine. Din experiența care o am, trebuie să vă spun că acest lucru va da niște rezultate foarte bune. Deci agricultorul ce trebuie să facă? Trebuie să găsească idei, mai ales cei care lucrează la vagoane, să câștige cât mai mult, să facă cât mai multe miere. Aceasta e lada ideală, având familia în față, spate, familia ajutătoare. Asta o găsiți la producător, vedeți, stupul ăsta e nou. Prețul și cum vedeți, le vedeți acolo pe... sau sunați la Viorel, pentru că
comerț. Deci eu știu, s-au datat destule vagoane cu biostup, varianta asta, anul ăsta, și sper să fie din ce în ce mai multe. Sigur că nu deodată le ai pe toate performante. Abia când se stă de dialog cu Albina, vedem și ce lucruri mai trebuie să finisate. Așa că o primă problemă a fost aceea să nu lăsăm rampele de zbor pe același nivel. Din ce motiv? Dacă erau același nivel, așa, cea care... Adică ne venea greu că noi avem canalul de scurgere făcut mai jos și am mers direct, mai trebuie să urcăm Albina sus, fie aceeași rampă de zbor, nu. Cred că este un lucru pe care și voi îl puteți proba concret, în practică, cum lucrează la vagon. Așa, dragilor, de la ceea ce v-am arătat mai devreme, că a însemnat ce? Deci, că a însemnat ideea de pe o stup, acolo când l-am făcut, practic, destul de rudimentar, neavând forță financiară, dar aveam lăzile acestea, le-am stricat, le-am dus fundul, un perete în exterior, cum vedeți, și apoi din fundul, lemnul din fund, am făcut lateralele acelea, le-am lipit, așa cum ați văzut și am povestit, am făcut de o parte tălpile acelea, da, și am asamblat biostupul așa cum îl vedeți, forma inițială. Așa că am făcut și un istoric a evoluției biostupului de la etapă la alta și am văzut și forma pastorală, forma staționară, repet, staționar sau vagon, este acesta, este modelul. Pastoral este asta, ați văzut, vi l-am arătat. Ce să vă mai spun? Doar să îndrăzniți să credeți în continuare și experimentând și lucrând pe biostup, vă veți da seama de avantajele acestea. Să vă zic să fie în continuare. Să avem parte de ani buni. Nu că anul ăsta a fost un așa, nu trebuie mai slăbuți. Oricum, dacă suntem pregătiți, dacă avem Albina atunci când prindem câteva zile, ai Albina, are cine să aducă. Nu ai Albina, n-ai nicio șansă. Deci apicultura presupune că atunci când se crede planta, să ai și tu Albina să poți face treabă. În continuare, doar asta trebuie să vă zic, sunt obligat să mă restructurez, sunt obligat pentru că forța de muncă scade de la o zi la alta, de la un an la altul, și s-a adunat destul utilaj. Cum vedeți, acesta este utilajul din magazie. Și ce este afară pe poziție este destul de mult. Așa că n-am altă variantă decât să încerc să mă restructurez cât se poate de repede. Cât se poate de repede. Ne oprim aici. La revedere!